Relațiile României cu Republica Moldova este un subiect de actualitate, de ani buni. Clasa politică din România a susținut în repetate rânduri că prioritatea țării noastre în Uniunea Europeană este Republica Moldova, dar de fapt ce vrem în Republica Moldova, ce așteptări are Republica Moldova de la noi, dezbatem acest subiect împreună cu Cristian Ghina și Dragoș Dinu de la Centrul Român de Politice Europene. Domnilor, bună ziua. Bună ziua! V-ați întors recent de la Chișinău, acolo ați organizat o dezbatere despre prioritățile pe care le au relațiile bilaterale dintre România și Moldova. Cum a fost? această dezbatere. Foarte interesant și cred că e pentru prima oară când am reușit să ducem la un loc oficial românic oficial din Republica Moldova, o i din România cu ong de acolo și am discutat uh, fără presă de față și fără, fără foarte mult uh, public niște proiecte concrete și niște acțiuni concrete pe baza a două documente pe care cele pe el a produs. Un prim raport care a făcut evaluarea anului trecut, deci ce anume am reușit noi două, aceste două țări în relația bilaterală, ce proiecte am demarat, ce proiecte am încheiat și tot așa, și un raport scris de colegul meu, Dragoș, care o să dăm mai multe detalii, despre cum suntem văzuți noi România ca țară în Republica Moldova. Vreau să vă întreb, și în special pe tine, Cristi, e adevărat, raportul arată foarte bine pe hârtie, este un raport foarte bine documentat, necesar în actualul context. Dar ce se poate face dincolo de acest studiu? Ceva concret? Aveți în vedere și acest a, lucru? Chiar asta, chiar asta, și facem. Deci noi acum lansăm, Centrul Român de Poliție Europene lansează un proiect finanțat de Fundația Soros România, un proiect de monitorizare independentă, dacă vreți, a relației bilaterale. Deci și anume promite România și anume face, anume face România în Republica Moldova și al doilea scop al vizitei la chestii, nu a fost de a culege idei. Deci am spus oamenilor, dați-ne idei despre ce să scriem, pe ce să ne concentrăm. Și am și venit cu niște Idei. Vom scrie un raport despre fuga creierilor din Basarabia în România prin bursele pe care le acordăm. Este sau nu este o problemă? Vom scrie un raport despre asistența financiară. Aici Dragoș este, este expertul. Deci am căutat, am căutat idei ca să punem pe masă noi raporte pe baza cărora să discutăm și să venim cu soluții. Și le-ați primit? Au fost deschiși și în a transmite aceste idei? Da, cred că valoarea adăugată a discuției și a dezbaterii pe care am avut-o la Chișinău s-a legat tocmai de faptul că oamenii au fost deschiși și transparenți și au venit cu o serie de idei foarte bune. Chiar și această idee de brain drain, fuga creierilor din Republica Moldova, e o idee care a fost generată de ei acolo, recunosc că înainte noi nu luasem în considerare o temă de această natură pentru raportul nostru. În același timp, cred că, din nou, o parte foarte, foarte interesantă e că am început să conștientizăm atât noi, la București, cât și cei de la Chișinău, că vremea promisiunilor a trecut. Am făcut în cursul anului trecut foarte, foarte multe promisiuni bilaterale, între ministere, cât și la nivel politic foarte înalt, iar acum trebuie să ne asigurăm că începem să le implementăm. De aici încolo, cred că asta va fi principala sarcină pe care autoritățile de la București o să aibă, să Evident. ne asigurăm că implementăm ceea ce am promis. Trebuie să facem aceste, acești pași de la podurile de flori pe care le organizam în urmă cu ceva vreme până la planuri concrete. Domnilor, ce anume ar trebui să urmărească? țara noastră în relația cu Republica Moldova și cam cum ar trebui să arate acel viitor comun european, despre care vorbesc, despre care vorbește politi, vorbesc politicienii. Eu am un răspuns scurt și la apoi pe Drago să elaboreze două țări în Uniunea Europeană fără graniță, pentru că o să fim în spațiul Schengen amândouă, cu o monedă unică care ne poate să fie euro. În, repet, în Uniunea Europeană și regăsindu-ne într-un fel, într fel acolo. Este o soluție pe care toată lumea o acceptă și la Chișinău și este acceptabilă și la București. Află dacă ne pierdem permanent în discuții de-astea ce ne suntem, ne certăm pe chestiuni de identitate și tot așa, pierdem vremea și energia degeaba. Să ne concentrăm pe ce este realist și ce este pragmatic de făcut. Sunt perfect de acord cu sinteza pe care a făcut-o Cristian. Cred că asta este viitorul nostru comun. Două state membre în Uniunea Europeană. Gândindu-ne la situația de fapt unde suntem noi ca stat și unde este Republica Moldova, de aici începem să ne uh, cristalizăm o serie de măsuri pe care le putem face împreună. România cred că trebuie să asiste Republica Moldova în procesul de integrare europeană, trebuie să ne pliem agenda noastră de asistență pe agenda Uniunii Europene în Republica Moldova, având în vedere aparatul birocratic și toate structurile din spate care de multe ori sunt stufoase și uh, deficiențele de coordonare care sunt atât la București, cât și la Chișinău pe această relație, România trebuie să-și pună mai multă ordine în mecanismul pe care îl, îl aplică cu privire la Republica Moldova. Trebuie să asistăm Moldova în parcursul de integrare europeană pe baza priorităților pe care Comisia Europeană le-a identificat în relație cu Republica Moldova. Da, așa cum spuneam și la început. Ne-am învățat, ne-am obișnuit deja. Clasa politică uh, afirmă de repetate rânduri că prioritatea României sau printre prioritățile României în Uniunea Europeană se numără și Republica Moldova. Ideea este cum realizezi această prioritate cu un aparat birocratic uh, care nu funcționează așa cum trebuie. Oricum sunt multe lucruri de discutat și uh, în acest. Uh în acest punct. Sunt două teme uh, ușor diferite aici, deci rolul de avocat al României în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova aici, Ministerul Afacerilor Externe este cel esențial și Ministerul de Externe s-a mișcat bine. Chiar dacă a preferat un, o, o niște modalități mai tăcute, mai low profile, așa, a organizat un grup de, prietenii, de prieteni ai Moldovei în Uniunea Europeană care funcționează, acum se numește, se numește altfel, dar avem niște țări, un număr de țări în Uniunea Europeană, ai căror mie și de externe se întâlnesc la intervale regulate și încearcă să promoveze Moldova pe agenda UE, iată o realizare a diplomației românești. Da, care nu trebuie trecută cu vederea exact, foarte ușor. Exact. Și mai sunt și alte alte proiecte care au ieșit anul ăsta, adică deschiderea unui institut cultural la, la Institutului Cultural Mihai Eminescu la Chișinău, deschiderea a două noi consulate. S-au făcut, făcut lucruri. Marile proiecte însă de infrastructură, de energie, Asta, de gaze, durează. Deci nu poți să faci un gazoduct așa peste peste noapte. Au început și alea. Am niște îngrijorări în legătură cu cele 100 de milioane. Mi se pare că am întârziat ne Permis de mult uh, procedura de alocare acestor bani și am niște critici pe care le adresăm și în, și în raport cu privire la modul în care au fost uh, 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 la viziunea de cheltuire acestor bani, uh, da, sper să se rezolvă și, și alea. În ce privește uh, relația instituțională sau gestionarea instituțională a acestei relații, într-adevăr, este complicat. Avem mai unde este expertiză, dar sunt puțini bani, avem Ministerul Dezvoltării unde situația este inversă, sunt mulți bani, că de 100 de milioane, dar expertiză mai puțin. Avem ministeră de linie care colaborează, Ministerul Agriculturii de aici, Ministerul Agriculturii de acolo, și nu e clar cine coordonează toată această, această poveste, dar, dar învățăm, ca să zic așa. Dar pe partea de, de avocatură, la nivelul Uniunii Europene, acolo situația este clară și mai își, își face treaba. Dar, ai amintit de asistența aceasta financiară, de fapt, care este asistența pe care țara noastră o acordă Republicii Moldova? Se cunoaște valoarea totală a. Aici sumă aici pe care România o alocă în Republica în Moldova. Da, chiar în dezbaterea de astăzi am avut această întrebare. O sumă globală, totală, pe care România o alocă în Republicii Moldova, nu avem la acest moment. Ceea ce știm, știm că sunt o serie de mecanisme prin care România contribuie cu uh, sume variabile. Avem uh, ODA uh, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe care e pentru dezvoltare, uh, care este în jurul a 2 milioane de euro, a fost anul trecut. Avem uh, Departamentul Românilor de pretutindeni care uh, finanțează o serie de proiecte pentru Republica Moldova. Uh, în urma datelor lor, cred că anul trecut au fost undeva până în 500.000 de, de, de euro pe care i-au alocat pentru proiect pentru Republica Moldova și o serie de alte organizații. Ceea ce însă trebuie să conștientizăm este faptul că România, în acest moment, gândindu-ne și la cele 100 de milioane pe care îi acordăm, a devenit cel mai important, cel mai mare donator extern al Republicii Moldova dintre toate statele membre UE. Deci, în relație bilaterală, noi suntem cei mai importanți. Ne depășește numai Uniunea Europeană în ansamblu și Statele Unite. Deci, ca prioritate de politică externă, asta este un semnal foarte puternic. Și, domnule, este foarte important, dacă îmi permit să intervin. Pentru că nu e totdeauna esențial numai să ai bani, trebuie să știi și cum să-i cheltuiești. Pentru că suedezii, de pildă, care sunt cei mai respectați în natura extrem în Moldova, cheltuie cam 10 milioane de euro pe an și fac diferența. Noi vom cheltui 25 de milioane doar din fondul Ministerului Dezvoltării. Dacă vom cheltui banii ăștia politic, numai pe proiecte făcute de autoritățile locale de acolo, nu se va vedea mare lucru. Deci trebuie să învățăm că nu e ușor să donezi bani, trebuie să ai și oarecare expertiză și priorități foarte clare. Tocmai din aceste considerente, recomandările noastre au fost ca pentru perioada de, de, de incipientă, având în vedere lipsa noastră de experiență în gestionarea proceselor de asistență externă, să ne alipim finanțatorilor care deja au experiență și care au un mecanism funcțional acolo și să cheltuim în, în parteneriat cu, cu ei. În același timp trebuie să dezvoltăm capacitatea Ministerului de Externe pentru gestionarea eficientă a sumelor pe care le punem la dispoziție. Foarte interesant, ultima parte. Am Avem 10? Mai vreau să vă mai întreb, da, o să mai vă întreb ulti, ultima întrebare. Ultimul lucru pe care vreau să-l discut, ați prezentat la Chișinău rezultatele unui sondaj la care au participat 55 de ziariști, experți, oengiști și oficiali moldoveni. Cum ne vede elita din Republica Moldova? Răspunsurile sunt, eu știu, pe o gamă destul de largă. În ansamblu, însă, efortul României de sprijinire a Republicii Moldova este uh, privit pozitiv și necesar. Și, de -o, și, și de, de o parte și de alta. Problemele legate de percepție apar însă atunci când vine vorba de punerea în practică a angajamentelor pe care noi le, le facem. La partea de implementare, cum am spus la, la început, România trebuie să dovedească că este capabilă să-și îndeplinească angajamentele pe care și le-a le asumat.